Da, deci, cum vedeți, mi-a mai venit un pui, nu este de-a meu, este pripășit. Dar, cum vedeți, are o problemă la ochi, are ceva aia care lăcrimează ochii, nu știu cum se numește boala, da? Are inel de 2019, așa, FRSC. Albastru, seria este 05, deci așa, 056262, este invers așa, cred că este mai bine, nu știu, nu, nici așa, da, două cleme, una roșie și una portocalie. Aici la ochiul ăsta nu are nimica. La nas are un fel de microplasmoză la amândoi. Da, nu știu dacă auziți. Cum face, cred că e foarte urât. A fost undeva pe voliere, n-a văzut cu ochiul ăsta, nu prea vede. Și am pus mâna pe el. Acum nu știu ce o să fac cu el pentru că n-am tratament pentru boala aceasta, nici pentru microplasmoză, nu cred că o să se întoarcă dacă are nările înfundate. Da, deci asta este aripa. Așa. Are doar o pană schimbată. Nu știu de el recunoaște cineva să-mi scrie în comentarii și vorbim în privat. Dacă o să aibă talonul de proprietate, o să-i înapoiez, dacă nu, nu. Da, deci, este și plin de păduchi. Nu știu dacă se vede. Nu cred că se văd. Este plin de păduchi. Aici nu prea văd. Nu se prea vede. Da. Deci, cam atât și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal. Puiul acesta o să-l mai țin încă vreo câteva zile să văd dacă își revine. Dacă își revine o să-l eliberez. Dacă nu o să-l mai țin, să vedem ce se întâmplă cu el.